Spuneam că o să vă arăt acel sistem alt care cum funcționează. Iată, suntem în treapta 6 acum. Am părăsit autostrada pentru că mi era mai comod la viteze mai mici și nici nu alteram siguranța celorlalți pe autostradă. Da. Se observă treapta 6, aproximativ 55 de km pe oră. Mașina a ajuns cu, sau mă rog, motorul a ajuns la un prag limită în care computerul compensează și îmi ține această viteză în treapta 6. Altă mașină s-ar înneca. Alt motor s-ar înneca și s-ar opri. Aici nu. Deci iată, pot rula liniștit cu treapta 6 la 1000 de rotații, 1000 și un pic rotații pe minut, cât vreau. Sistemul este valabil în orice treaptă, diferența fiind că treptele fiind un pic diferite ca lungime și vitezele sunt normal corespunzătoare mai mici. Deci acum sunt în A5-a și la fel, dați ca să nu ne păcălim că a rămas cruise controlul activat, îl dezactivăm și limitatorul de viteză. Deci nu suntem pe niciun cruise control activ, este acel sistem de care vorbeam care nu lasă motorul să moară, că de fapt asta este vorba. Și poți să mergi. Deci asta e A5-a. În oraș este un sistem excelent. Mi-e greu să vi-l demonstrez în oraș pentru că e traficul mai mare, însă vă puteți imagina că sunt o grămadă de situații în care ești foarte fericit să nu fii nevoit să schimbi viteza. De exemplu, când te apropii de o coloană care este oprită la semafor, poți să lași mașina să curgă așa cum se vede, da? Îi dai și a patra, face la fel. Și acest sistem funcționează identic în fiecare treaptă de viteză. Deci acum sunt în a patra, da, observați. El, odată ce și-a atins pragul de cam 1000 de rotații pe minut, computerul intervine și menține viteza. Da? Deci observați, eu nu apăs pedala de accelerare, nu fac nimic, pur și simplu. Și mașina va merge așa cât vreți. Am schimbat a treia, același lucru, observați cum se duce la 1000 și continuă. Mai ales în genul acesta de situație, a treia sau a doua, când ajungea la 900 de rotații pe minut, un alt motor s-ar fi oprit. S-ar fi dat niște șuturi, cum zicem noi șoferii, și se oprea. Nu. La fel și în a doua. Și la fel face și în a întâia. E foarte util în trafic aglomerat să poți să mergi așa cu ea, da? Imaginați-vă că sunteți în coloană și în loc să schimbi vitezele, a întâia, a doua, a întâia, a doua, o lași frumos în a doua și ea merge așa, cu viteza care se observă, 15 km pe oră. Da? Înainte să vă arăt cum accelerează de la 0 la 100, vreau să vă arăt ce am tot spus pe autostradă, că o să vă arăt cât de bun este cuplul la turație foarte mică, da? Deci iată, suntem la 1000 de rotații pe minut și accelerez ușor, deci fără să mă grăbesc. Uitați-vă cum urcă mașina și în viteză, deci e treapta a treia. Uitați-vă cât de rapid, deci poți să o conduci în oraș între 1000 și 1500 de rotații pe minut. Este fenomenal, deci eu n-am mai întâlnit niciun motor diesel care să poată face chestia asta cu atâta ușurință. Mai sunt unele care o țin cât de cât, dar ăsta pur și simplu are o ușurință dezarmantă. Uitați-vă cum se mișcă, da? Și eu apăs foarte ușor pedala de accelerare, deci nu apăs la podea. Și pur și simplu în oraș, într-o zonă, într-un interval așa până în 70 de km pe oră, poți pur și simplu să folosești a întâia, a doua, a treia, a patra și treapta a cincea într-un interval de, să zic, 1000-1600 de rotații pe minut, fără niciun stres, fără nicio problemă. Da, iată, îi dau a cincea acum.
să vedeți ce elasticitate fenomenală are motorul, da? Deci este la relantie aproape. Și accelerez. Foarte ușor, deci n-am apăsat pedala de accelerație la podea. În oraș este fenomenal la condus motorul. Nu-ți vine să crezi în toate treptele, că în general cam așa stai, ești pe la 1500, da? Uitați-vă cum poate să se miște, da? cât de elegant și de simplu și fără niciun fel de problemă, cu o ușurință dezarmantă. Acum sunt în a cincea deja. O altă caracteristică impresionantă a motorului este faptul că, având trepte destul de lungi și acest cuplu omniprezent, că e o mare parte din el prezent pe aproape toată plaja de turație, poți să faci și salturi de trepte. Deci dacă vrei să mergi a întâia, a treia, a șasea, se poate. Dacă vrei să mergi a doua, a patra, a șasea, iarăși se poate. O să vă și arăt. Deci sunt în a treia, da? Direct a cincea. Uitați-vă cum o ia motorul, da? Bineînțeles că a șasea e naturală. Poți schimba mult mai jos decât o faci de obicei la un diesel, pentru că motorul pur și simplu permite. O să vă arăt din nou treapta a doua. Da, deci o să o țin undeva la până în 2500 de rotații pe minut. Deci 2000-2500 și a patra direct. Uitați-vă cum o ia. Deci nu comentează, nu protestează, nu nimic. Pur și simplu. Da, sigur că cine vrea să facă salturi de trepte se duce un pic. Cum mai face? Te duci un pic, da? Și a șasea direct din a patra. Vi se pare că are vreun stres motorul sau vreo problemă? Mie nu. Cursele schimbătorului nu sunt foarte scurte, sunt chiar lungi, aș putea să spun, dar extrem de precis, nu prea ai cum să ratezi treptele și fiind atât de precis, este o plăcere să conduci mașina, beneficiind de elasticitatea superbă pe care o are motorul. Am dezactivat controlul tracțiunii ca să facem și un 0-100. O să încerc să schimb undeva la 4000. Să vedem cum se manifestă mașina. Eu zic că, da, nu e sport, dar nici nu e rău, adică se duce foarte rapid la 130 de km pe oră. În comportamentul de zi cu zi, probabil că o să sune prost ce o să vă spun acum, dar este un diesel care se conduce ca o benzină cu cuplu de diesel, deci cam așa se simte, adică ai trepte foarte lungi, plajă largă de turații, că ai 5000 de ture până la urmă în care poți să te joci. Și având cuplu foarte mare, de fapt de undeva de la 1000 la 2500 de rotații pe minut, pur și simplu te joci cu, adică mașina se duce atât de rapid la viteza dorită, încât în momentul în care ai ajuns la 2500 de rotații pe minut, nu vezi rostul să te mai duci mai departe. Îi dai treapta următoare, că deja ți-ai atins dezideratul dinamic de moment. Foarte impresionant. Adică, cum aș caracteriza eu acest motor? Nu atât de rapid ca, sau cel puțin ca percepție, nu atât de rapid ca motorul Renault 1.6 DCI, dar mai echilibrat, mai eficient, mai, cum să spun eu, mai facil de condus decât și decât motorul Renault și decât motorul Honda, care sunt, mă rog, de referință la cilindreia de 1.6. Să vedem și o plecare de pe loc normală. Ați observat și sistemul start-stop. Nici nu o să mă uit pe turometru, o să conduc mașina doar așa cum simt eu că trebuie să schimb treptele. Da?
Deci nici nu mă uit pe trometru. Eu acum mă uit pe geam fix afară și schimb treptele așa, după cum îmi... N-am sărit niciuna, sunt în a cincea acum. Așa, să uitați-vă cât de ușor și cât de facil se mișcă mașina. Superb motorul, e de nota 10, fără discuție. O ușurință în a-l conduce senzațională. Și cred că se vede ceea ce spuneam, că n-ai cum, nu ai de ce să-l ții într-o zonă mai sus de 2000 de rotații pe minut. Doar când schimbi treptele, da, în funcție de dinamica pe care vrei să o ai, te duci 2500-3000 dacă vrei neapărat. Dar altfel, având treptele atât de lungi, este atât de silențios și lipsit de vibrații, încât, observați cum, îți place la 1500 să stai. Ca să nu apară probleme, da? Din când în când mai dați, îi mai dați stare. Mai, trebuie să mai vadă turație dieselul din când în când. Și în rest se poate conduce absolut normal, așa cum se vede, da, iată. 1000 și ceva de rotații pe minut. Acum am uitat pe turometru. N-ai de ce să te chinui. Deci nu ai de ce. Este extrem de confortabil. Acum concluzia despre acest Moka, promit că o să fie chiar scurtă, pentru că mie mi-a plăcut mașina și m-a lămurit foarte clar ce este și cum se comportă raportat la concurența directă. Am făcut 703 km, 5,1 consumul mediu. Am folosit și aerul condiționat undeva, nu știu, cam 30% din acești kilometri am avut aerul condiționat pornit pe mașină. 300 de kilometri, primii 300 de kilometri am făcut exclusiv urban în București, trafic aglomerat. Consumul mediu atunci a fost 5,6-5,5. După care restul de 400 de kilometri am făcut într-un fel de mix autostradă, drumuri naționale și intrări în București ocazionale când mergeam acasă, da? Și consumul s-a stabilizat la acest 5,1. Cred că se poate cu ușurință, în funcție de tipul de trafic pe care îl ai, scădea sub 5,1. Adică eu cred că un 4,8 este un consum care se poate atinge foarte ușor cu acest Moka. Ce impresie mi-a lăsat mie până la urmă Moka? Surprinzător, cred că este cel mai bun în segmentul său. N-aș fi crezut asta. Repet, am condus Trax și acel motor 1.7 CDTI de origine Isuzu, deși performant și economic, totuși era destul de limitat. Zgomotul era destul de mare și comportamentul era tipic tradițional unui diesel de generație un pic mai veche. Din potrivă, acest 1.6 CDTI îl evaluez în raport cu cele mai performante motorizări diesel, cele de la Renault sau Honda, pe care le-am condus inclusiv recent, deci am impresiile destul de proaspete despre ele. Nu mi se pare atât de dinamic motorul ca cel de Renault, care încă pare mai agresiv, mai brutal în reacții, însă este mult mai omogen decât ambele motorizări de care am vorbit. Silențios, fără îndoială, deși la pornire, la relantii, are un comportament destul de normal, adică apropiat și de alte dieseluri. Ba, pot să spun că dieselul de 1.6 de la Hyundai Kia, pe care l-am văzut pe Elantra, mi s-a părut la pornire cel mai silențios și în general este silențios acel diesel de la Hyundai Kia. Însă acesta de la Opel are această caracteristică. La rece, un minut, două, simți că este diesel. Pe urmă, odată ce te-ai pus în mișcare, nu-ți vine să crezi. E ca și cum ai conduce un motor pe benzină cu cuplu de diesel. Absolut senzațional. Am mai văzut și am mai citit și am mai studiat și ce spun alții despre acest motor. Nu toți au fost încântați. Au fost unii care au zis, nu e, domne, nu e chiar așa, whisper diesel, cum se spune. Eu personal nu am întâlnit în segment până acum un motor mai silențios decât acest CDTI de 1.6 de la Opel, nici nu se discută, adică inclusiv cu totul stins în mașină,
simți, îți dai seama că este diesel când totul este oprit, da, muzica, climatizarea și ești doar tu și motorul. Însă în momentul în care conduci normal cu climă și sistemul audio pornit, nu faci diferența față de un motor pe benzină. Trebuie să fii prea, prea priceput ca să înțelegi că ăsta este un motor diesel la modul cum se mișcă. Revenind acum la mașină, deși are o greutate ușor mare pentru dimensiunile sale, să nu uităm totuși că este și echipat cu tracțiune integrală, are și piele integral, este într-o echipare de vârf. Dacă mi-amintesc bine, am văzut pe undeva că, cred că, nu știu dacă în talon sau în ceva, în actele mașinii, scria ceva de greutatea maximă la gol a mașinii este undeva 1617 kg, da? Deci probabil dacă cu totul pe ea ajunge la 1617 kg, ceea ce, repet, e destul de mult pentru dimensiunile mașinii, însă în combinație cu acest motor greutatea mașinii nu se simte. La 1.4 turbo o simți. La 1.4 turbo generația actuală. Nu vorbim de noul motor care va veni pe Mokka și care are tot 1.4, dar 150 de cai. Vorbim de motorizarea benzină, care iarăși este un motor nou, altfel, tot proiectat de Opel, cu un consum mult mai bun și cu performanțe dinamice net superioare celor oferite de vechiul 1.4 turbo. Așadar, greutatea mașinii în combinație cu motorul diesel 1.6 DTI nu o simți, motorul se joacă cu această mașină. Tracțiunea integrală la fel nu o simți decât când trebuie, deci în momentul în care e nevoie să intre, ea intră și îți dai seama că lucrează. Probabil că ați observat la interior există și un sistem de asistență la coborâre, uimitor. Chiar dacă nu pare, cu ceva atenție și spirit de aventură, poți să faci lucruri și în afara șoselei cu acest Mokka. Adică nu este un SUV doar de oraș care să se cațere pe borduri. Dacă îi înțelegi limitele, îți dai seama că poți să faci anumite chestii. Regret foarte mult faptul că nu au nici ei în ofertă combinația aceea, mă rog, care lipsește de la majoritatea SUV-urilor de gen, respectiv tracțiune integrală, motor diesel și cutie automată. Probabil că ar fi fost senzațională, dar mă rog, în situația de față, în situația de care vorbim, de Mokka 1.6 CDTI cu tracțiune 4x4 și cutie manuală, eu cred că mașina nu are rival, asta mi se pare mie. Este economică, foarte dinamică, se conduce foarte bine, o direcție impecabilă, super silențioasă, suspensia mult și repet, mult mai rafinată decât la Vitara sau Renault Captur, de exemplu. Deși pe anumite denivelări scurte, ampatamentul mașinii nefiind unul foarte lung, suspensia e setată destul de rigid și la trecerea peste denivelări din astea scurte are tendința să bată un pic. Probabil că o să și auziți pe filme zgomotele de suspensie, însă nimic deranjant, mai ales că suntem pe jante de 18 inci, eu zic că este absolut ok comportamentul mașinii. Împinsă la limită, deci dacă tragi de ea pe viraje, tracțiunea integrală te ajută într-o mare măsură, dar un lucru care nu îmi place, caroseria are o înclinare sesizabilă. Înclinare care, deci eu am tras de ea și am văzut-o cum se mișcă și la limită, mașina stă, deci asta este natural că ai și tracțiunea integrală. În ciuda înălțimii, mașina stă și va suporta abuzuri, inclusiv în conducere dinamică, dar faptul că se înclină îți dă o senzație de nesiguranță, care nu-mi place nici mie, adică ok, eu am încercat, eram conștient că, na, sunt la limită, dar înclinarea, adică modul în care răspunde mașina, exact asta, îți dă o stare de nesiguranță care nu-ți place. Sigur, vorbim de un SUV subcompact, nu este o mașină de sport, nici performanțele de dinamică și nici tipul de caroserie nu ne dau voie să ne gândim la așa ceva. Ce încerc să spun, pentru cei care vor să conducă dinamic, este o mașină cu care poți să mergi tare, dacă dorești, atâta timp cât îți înfrânezi teama când observ că ai un
nici nu i-aș spune ruliu. Însă, normal, fiind o mașină mai înaltă și cu o suspensie care trebuie să facă față și în afara șoselei un pic, înclinarea care se întâmplă când te arunci cu ea pe un viraj îți dă ție ca individ o stare de nesiguranță. Mașina se duce, mașina ține, tracțiunea integrală te ține și îți vei vedea de drum liniștit, dar cum era o expresie așa, aveam în copilărie, o să îți ție fundul un pic, da? O să ai emoții în sensul ăsta. Odată ce depășești momentul și înveți reacțiile mașinii, te obișnuiești și nu e nicio problemă. Mi-a plăcut foarte mult și direcția, asistarea direcției este exact cum trebuie. Ai un diametru de bracaj foarte mic, mai mic decât la vehicule cu o manevrabilitate, să spunem, de top. În oraș este senzațional acest lucru, combinat cu garda la sol un pic ridicată, care îți permite să te urci pe borduri și pe diversele obstacole urbane incipiente vieții în oraș. Îți dai seama că mașina este perfect adaptată scopului ei. Este un SUV subcompact de oraș cu care poți să mergi și tare dacă vrei, poți să faci și extravaganțe în limitele bunului simț în afara șoselei. Concluzia mea finală, o mașină senzațională și care fără probleme domină părerea mea și prin vânzări, că se vinde destul de bine, dar prin ceea ce este, ce oferă și mai ales prin ceea ce va oferi Mokka X, cred că în continuare rămâne în topul, dacă vreți, segmentului SUV subcompact.